O carte de asta peste ochi acum. Înțeleg, de ce râzi? Chisești? Dar fii, mă, mai vesel, oleacă. Ce zici? Ce-ai spus? Hai, mă, că nu merge, mă, asta. Păi nu merge, pentru că mi-ai scos inserit. Bună ziua și bine ați revenit la Ecogospodăria. Astăzi vrem să facem un videoclip despre avantajele și dezavantajele traiului la țară. L-am ca invitat pe soțul meu, Dragoș, care sper să mă ajute în dezvoltarea acestui subiect. Eu mi-am pregătit aici în agenduță câteva puncte, le-am scris cu avantaje și dezavantaje și hai să-i dăm drumul, nu? Încercăm. Așa, bun, primul avantaj pe care eu l-am găsit ar fi că este un aer mult mai curat aici și liniște și că nu avem zgomote de niciun fel, adică genul de la mașini, poluarea. Mai depinde cum, în ce zonă stai la da, oraș. Da. De exemplu, față de traficul intens într-un oraș mare, pe un bulevard aglomerat, unde merg tot felul de mașini, plus dacă mai e norocul să ai și un tramvai sau, eu știu, ceva pe cale ferată, atunci automat e un zgomot destul de intens. Aici, la noi, avem doar un drum județean care da, trece, dar oricum nu e incomparabil mai redus zgomotul decât la zgomotul, oraș. Apoi aerul, că este mult apoi mai curat. Apoi aerul, la fel, este discutabilă treaba, pentru că la oraș, într-adevăr, din cauza căldurii, prafului, betonului și asfaltului care este aproape peste tot, automat se face un alt fel de poluare, da, a aerului, dar la țară și aici este praf, mă rog, se mai folosesc substanțe chimice la câmp, dar oricum este mult oricum mai curat. Oricum mai mult mai curat decât versus oraș. Da, deci ca o concluzie la avantajul aer curat și așa, este undeva discutabilă treaba în funcție de zona în care stai. De zona în care alegi, dar să stai, da, aici unde stăm noi, îl putem trece la avantaje. Ca și avantaj. Da. Așa, eu ca și dezavantaj aici am scris că îți trebuie, pentru că stăm departe de oraș, îți trebuie musai să ai o mașină ca să te poți deplasa, da, pentru diverse lucruri pe care le faci, cum ar fi să te duci la locul de muncă, să te duci la poștă, să faci cumpărături, să-ți duci copilul la școală sau la grădiniță, nu? Da, este un dezavantaj destul de... să spunem așa, destul de intens, destul de mare, dar în același timp, dacă există un transport în comun, spre exemplu, dacă ai sta în București sau într-un oraș mai mare, ai face undeva 15-20 de minute până la locul, la destinație unde vrei, da, să ajungi. La noi face exact la fel, adică undeva avem 10 km străbătute, un drum județean, respectiv drum european, și ajungem maxim 10 minute la oraș, orice punct din oraș, adică până în centrul orașului. Deci, la fel, și acest dezavantaj este oarecum discutabil și diferă de la oraș la oraș și de la locul de loc, așa cum spunem noi, la țară. La fel diferă în funcție de ce sat, comună stai. Dar în cazul nostru putem să-l trecem așa parțial la un dezavantaj, comparabil cu orașele foarte mici, și dacă ai sta exact lângă școală, liceu, supermarket, exact cum ai coborât din fața blocului și ai ajunge la ele. Dar în rest, dacă ar trebui să te urci în mașină și să ajungi la supermarket, școală sau etc., e același lucru, că ești cum ai sta și aici. Da. Deci, na, este discutabil. Da, cam toate sunt discutabile. Da, păi eu nu, na, mă rog, cum se cheamă, eu n-am... Bine, tu găsești și partea ilaltă, eu le-am văzut așa. Încerc să fiu cât mai realist, da, iar da,
Eu nu m-am uitat pe lista da, ta. Da, i-am pus în față. Sunt exact direct, ca un invitat străin aici pentru Magda. Și eu mi-am făcut lista dinainte și dar în același timp, prezentat acum. În același timp putem avea o discuție mai imparțială, să spunem așa, da. Și obiectivă. În cazul ăsta în care nu ne-am discutat încă dinainte da. Despre ceea ce vrea Magda să expună aici. Revenim! Am mai scris că avem ca și avantaj posibilitatea de a ne crește animalele, da. De a planta în grădină, ca să avem legume și fructe proaspete, evident și copăceii care ne produc fructe. Da, aici într-adevăr nu avem ce discuta, clar dacă, clar, ai, ai un spațiu unde poți planta verdeață și automat cu verdeața poate implica și creșterea animalelor, este un avantaj foarte mare, evident, față de oraș. Îți asigur hrana, devii oarecum sustenabil. Sustenabil, da. Și în felul ăsta nu mai ești dependent de supermarket și exact, de și chiar dacă ceilalți. Să spunem că încă mai cumperi de la supermarket sau anumite produse nu ți le poți procura, care nu le poți produce tu singur. Tot e și un plus față de cei care cumpără absolut totul integral. Da. Deci este un avantaj, aici nu avem de ce să discutăm prea mult, pentru că e evident. Da. Bun, la dezavantaj am scris, sunt puse aleatoriu de mine aici, cum mi-a venit mie ideea. Am spus că semnalul mobilului este foarte slab, nu avem mai deloc aici semnalul, pe nicio rețea, ne-am tot schimbat de pe o rețea pe cealaltă. Apoi că internetul e de proastă calitate și că nu avem curent. Bine, discutabil și asta cu lipsa curentului, dar o să vă povestească un pic, Dragoș, care e treaba cu asta. Da, unii la fel și aici, la dezavantajul lipsa semnalului, l-ar considera un mare avantaj, pentru că nu ai parte de poluare electromagnetică, ceea ce în zilele noastre, mai ales cum stai la un bloc, în alte, unde ai antenele, releele de emisie recepție, care poluează enorm electromagnetic, atunci e o mare diferență între asta aici, fără semnal, fără poluare electromagnetică, față de la oraș unde ai avea poluare electromagnetică. Deci, l-aș include mai bine mă de la un avantaj treaba da. Asta, dar în același timp este devantaj pentru că nu poți comunica. Dar lipsa internetului, spre exemplu, mai ales în secolul în care trăim noi acum, este un mare dezavantaj, mai ales pentru cei care la fel își dezvoltă o afacere la țară sau vor să, nu știu, să facă, uite cum facem noi, de exemplu, un canal de YouTube sau ceva de genul, e foarte greu să uploadezi un video sau să descarci ceva din cauza că viteza internet este destul de mică. Acum avem tot felul de promisiuni că vor trage fibră optică, na, mă rog, și atunci poate să se mai remediază și din aceste probleme. Apoi lipsa curentului. Da. Acum, nu știu la orașe cât, știu că mai sunt probleme și pe la orașe cu curentul electric atunci când mai pică rețeaua, însă aici la țară e mult mai des, de fiecare dată când apare, o furtună sau o vijelie, un vânt mai puternic, trebuie să te aștepți că o să cadă curentul electric. Însă, na, noi am reușit să găsim o soluție la chestia asta. Mai exact, ne-am instalat un sistem de panouri solare cu niște baterii de backup și în felul ăsta putem să trecem și peste dezavantajul ăsta și per total să merite să trăiești la țară. Ca și avantaj am scris că nu te plictisești, că ai tot timpul câte ceva de făcut și din cauza asta, ca și rezultat, pentru că ești activ fizic, vezi rezultate asupra sănătății, atât psihice cât și fizice. Da, așa e. Da, nu, serios acum, este un avantaj că ai tot timpul activitate, mai ales că boala secolului nostru. Da, e lenea. Nu numai că lenea, e problema atunci când nu faci nimic, pur și simplu începi să iei razna. Aici este problema cea mai mare. Și cum spun că o e razna, nu că începem acum să dăm capul de pereți, dar bine, unii fac și asta.
Dar nu, o iei razna în felul că devii depresiv sau începi să dai importanță la niște lucruri care nu ar trebui să le dăm atâta importanță. Spre exemplu, nu știu, mulți își găsesc refugiu prin tot felul de secte religioase, eu știu, prin meditații, yoga și așa mai departe. Nu zic că nu sunt bune, sunt foarte bune și astea, dar trebuie să le acorzi importanța sau doza de importanță cuvenită. Deci nu mai mult decât lucrurile care știm foarte bine după legile vieții, că ai nevoie să respiri, să bei apă, să mănânci și să ai undeva unde să stai. Și ca să ai lucrurile astea, automat trebuie să dai o importanță mare lucrurilor pragmatice, materiale, ca să poți să acorzi, să-ți acorzi lucrurile astea cuvenite. Dar atunci când nu ai ce face, efectiv, mai ales că noi în secolul nostru avem și un stil de viață destul de inactiv din punct de vedere de fizic și serviciile care avem. Chiar dacă mergem la serviciu 8 ore, 10 ore, e foarte probabil stai la birou și singura activitatea ta să fie de o oră, să spunem. Adică lucrezi per total. Te miști la toaletă și înapoi. Total, dacă ai trage tare, ai terminat într-o oră sau două ore. Dar în schimb trebuie să stai tot 10 ore la serviciu și statul ăla degeaba acolo, pur și simplu îți afectează mintea în primul rând și după aia și părțile fizice ale corpului și automat apar dezechilibre. Acum, sincer, o vorbesc și din experiență personală, pentru că am avut și eu un astfel de serviciu, nu știu, la Magda acum... Nu prea am avut. Da. La mine era tot timpul mișcare. Dar consider că a avea tot timpul ocupație este un mare avantaj oriunde ai sta, inclusiv la oraș, că stai la țară, deci un avantaj nu neapărat al locului unde stai, un avantaj general. General, da, așa e. Da, și la țară, ca să completăm acum, fără să vrei, ai tot timpul ocupației. Da. Bine, că cam e și dacă vrei, că poți să faci și casă și să nu îți plantezi nici grădină, să nu crești nici animale și să trăiești cum, ca și mai trăi la bloc. Da. Da. Acum depinde de fiecare om cum alege să trăiască la țară, da. Exact. Da. Ca și avantaj, eu mă leg iarăși de alimentație și anume că aici la țară mănânci mult mai sănătos. Iar din consumul acesta de alimente sănătoase, automat, ca și rezultate, ai sănătate, ai mai multă energie, ai și chef de treabă și, da, eu cred că n-ai cum să n-ai avantaje, adică n-ai cum să n-ai numai avantaje într-o alimentație sănătoasă. Sănătoasă, da. Da, la țară, să spunem așa, să vorbim în numele nostru acum. Da, bineînțeles, voi vorba de starea mentală, știi? Eu am scris că liniștea de aici, din mediul rural și libertatea pe care o ai aici, pot face minune asupra stării tale mentale, nu? Ce? Oare? Nu știu. Și eu. Da, nu, într-adevăr, când vezi, chiar vorbeam și zilele trecute cu ideea asta că tot ce este verde, viu, mai ales pomii, copacii, arborii, emană anumiți feromoni, emană niște substanțe care atunci când le inspir, când le respir, te ajută cumva să-ți îmbunătățești starea de sănătate. Iar acest lucru este extraordinar. Deci vegetația și verdeața ne face bine odată olfactiv, deci din orice punct de vedere al simțurilor. Un avantaj pe care eu l-am scris este că nu stai în trafic. Asta mi se pare, n-are cum să fie dezavantaj, adică... Da, aici nu ai trafic, asta nu este ai trafic deloc, adică... Deci n-ai cum să stai în trafic pentru că nu ai trafic. N-ai cum să mai pierzi timpul venind de la muncă, stai două ori în trafic sau aducând copilul de la grădiniță, până ajungi acasă. Eu am stat 6 ani în București și veneam de la aeroport de la Băneasa până ajungeam în centru, făceam undeva, deci în oră de vârf, făceam undeva la o oră, o oră și ceva și deci pierdeai practic, chiar dacă terminai programul la 4, la 5, ajungeai acasă pe la 6, 7. Deci 2 ore
în 2 ore, mai ales acum, mă uit la țară când stau, în 2 ore fac o grămadă de treabă, deci se pot realiza o grămadă de alte lucruri. Deci gândiți-vă câte activități le omiți și le, pur și simplu, nu le mai poți face din cauza că pierzi atâta timp în trafic. Făcusem și aici un calcul dimineața, dacă ai pierde o oră jumătate sau o oră, să spunem, ca să nu ne întindem prea mult, o oră în trafic și o oră după masă, deci ar fi 2 ore zilnic pierdute în trafic, deci ori 5 zile lucrătoare, deci am pierde undeva 10 ore pe săptămână. Ori 4, deci undeva la 40 de ore pe lună. Pierzi aproximativ 20 ceva de zile pe an, numai stând în trafic. Deci gândiți-vă, anul la cei care stau la oraș are 11 luni, n-are 12. Da, păi cam asta e, să nu mai punem acum zile în care mergi la cumpărături sau vrei să te deplasezi la un prieten sau nu știu ce, că pierzi în trafic. Că și alea se pun. Am pus doar serviciu. Deci gândiți-vă că e un dezavantaj enorm când stai într-un oraș mare, pentru că pierzi atâta timp din viața ta doar uitându-te și respirând aer poluat din fața mașinilor, din fața mașinilor din fața ta. Da, da. Deci, na, mă rog, trebuie punctat și așa ceva. Ca și dezavantaj, aici am scris că în mediul rural găsești mai puține locuri de muncă sau poate nu ai specializările necesare, da, pentru locurile de muncă care sunt aici valabile. Da, de obicei la Anael. Pauză de plâns. Ce pățit, Anael? Hai, Anael, vino la tata, hai. Hai la tata, hai. Împăci, vii? Nu te mai supără, hai, vino în coatero. Deci la țară, de obicei, sau în zona rurală, de obicei găsești de muncă în domeniul agricol, eu știu, sau în domeniul mecanic, a industriei, depinde ce funcționează acolo, dar nu găsești la fel de multe opțiuni ca într-un oraș mare unde există în fiecare domeniu locuri de muncă și așa mai departe. Deci este un dezavantaj destul. Deci când te muști la zona rurală, trebuie să te gândești din prima că cea mai bună opțiune și cea mai bun mijloc de a câștiga niște bani este să te axezi pe ori pe agricultură, ori pe ceva care nu este în satul respectiv. Deci, cum spuneam, dacă vrei să vii la țară, trebuie să te orientezi pe partea asta de agricultură pentru a câștiga niște bani pentru a supraviețui, sau pe ceva care nu este în zona respectivă, dar să fie o utilitate pentru cetățenii de acolo, mai exact, eu știu, frizerie sau, da, știu, service sau auto, eu știu, ceva care este necesitate pentru ei. Nu știu acum, depinde și ce principii are fiecare, poți să faci cârciumă sau nu știu ce, dar din punctul meu de vedere și din principiile pe care le am, nu aș face așa ceva, adică să încurajez consumul de alcool și practic lenea și statul degeaba, că asta fac majoritatea care merg la cârciumă, să fim serioși. Da. Da. Bun, un alt dezavantaj aici am scris că asistență medicală de specialitate nu găsești în mediul rural, mai ales cum sunt satele. Și că sistemul sanitar de calitate îl găsești la oraș. Da, trebuie așa să este. Te deplasezi pentru el. Deci este doar un cabinet medical, dispensar, cum îi spunem noi, da, în termeni populari. Bun, există un medic de familie și o asistentă și acolo, de acolo te trimite mai departe la un medic specialist. Da. Bine, ca la fel este și la oraș, da, dacă stăm bine să ne gândim, dacă nu este urgență, da, trebuie să mergi mai întâi la medicul de familie, el vede exact unde să te problemă, trimită mai departe, îți dă o trimitere și abia după aia mergi în baza unei programări la medic de specialitate. Deci cam același traseu îl urmezi, decât că aici să spunem că traseul e mai lung din cauza că trebuie să duci oricum la oraș. Dar e un avantaj relativ, să spun așa. Iar urgența, într-adevăr, aici e un dezavantaj mai mare, că să spunem că ajunge mai greu, eu știu, din caz de Doamne ferește ceva, îți ajunge mai greu pentru că e distanță mai mare de parcurs. Da. În același capitol putem include și faptul că sistemul educațional de aici este slab dezvoltat, că nu există nicio instituție de învățământ superior.
tot, da, da. Tot îți trebuie să te deplasezi. Da, pentru... asta într-adevăr este o dificultate pe care majoritatea părinților în principal se vor împiedica de ea atunci când vor să-și educe copiii. Și din păcate la mediul rural poate există grădiniță și în cel mai bun caz clase cu 1-8. Da. Dar mai departe trebuie oricum să plătești cumva chirie la ora, să stea într-un apartament, ceea ce nu prea recomand, mai ales când copilul este mic la liceu. Da. Mai ales în clasele, eu știu, a 9-a, 10-a, sau să facă naveta. Dar v-am spus, dacă există mijloc de transport în comun, cum avem și noi aici în zona noastră, se poate face, chiar aș spune într-un fel că este și un avantaj, pentru că formează copilul respectiv să respecte un program. Da. Dar aici trebuie să intervină și educația părinților, în care să-l facă pe copil să înțeleagă că e important să respecte respectivul program. Dar, na, într-adevăr, este un dezavantaj, pentru că nu este, în mediul rural nu prea găsim licee și nici măcar în unele cazuri clase cu 5-8, deci numai 1-4 și grădiniță. Iar personalul din zona rurală mai lasă de dorit de multe ori. Acum, Ana, nu că am ceva cu educatoarele, învățătoarele, etc. Dar, na, cam în ultimul timp învățământul cam lasă de dorit, nu numai la țară, cât și la oraș, personalul este slab pregătit și așa mai departe, dar asta este situația. Da, continuăm tot în aceeași idee, am scris ca și dezavantaj aici la mediul rural, că lipsesc evenimentele culturale, nu avem teatre, cinematografe, astea lipsesc cu desăvârșire chiar, adică. Da, din păcate la fel, asta e o problemă la nivel național și chiar și unele orașe se lovesc de problema asta, în care se pune foarte mic accent sau se dă mică importanță la culturalizarea populației pe care o au în administrație, consiliile locale sau mai știu cine le administrează. Dar aici v-am spus, e o problemă mai mult la nivel național, pentru că noi trebuie să fim așa mai inculți sau nu știu, cel puțin așa se observă. Asta se promovează. Când te duci la, eu știu, la o primărie sau la ceva și vrei să faci o astfel de propunere, te ia în râs așa ceva de genul la ce trebuie ție, eu știu, teatru. Expoziție de carte, da. Sau eu știu, expoziție de artă sau ceva de genul ce, țăranul e țăran și atâta tot. Dar nu este adevărat. Deci da, s-ar putea face lucrul ăsta inclusiv la țară, cum se face și la oraș, deci nu există ideea asta, adică cel puțin nu sunt de acord că omul de la țară este mai prost sau mai încul decât cel de la oraș. Nu este adevărat. Da, nicio treabă. Chiar nu este adevărat. Chiar, chiar cam invers. Da, în multe cazuri am ajuns la concluzia că este fix invers. Sunt unii oameni care poate că au 2-3 clase și stau la țară și au muncit toată viața, dar au o cultură generală și o cultură de viață, mai bine spus, mult mai dezvoltată și mai bine pusă la punct decât unul de la oraș. E și acest, deci dacă s-ar ajunge la o astfel de organizare a centrelor culturale și la țară, teatre, cinematografii, cum v-am spus, expoziții de carte sau de artă sau așa, eu cred că ar fi interesată lumea inclusiv la țară, mai ales tinerii. Mai ales, da. Eu cred că ar fi chiar mai multă populație, mult mai bine ocupate. Automat, ar fi acesta ar fi ca un fel de propagandă, să zicem așa, de a atrage din nou tinerii să mute la țară, dacă îi face așa ceva. Deci ar fi cam unul dintre primii pași pe care ar trebui să-i facă, să le facă consiliile locale. Dar v-am spus, din păcate, aici este problema conducerii și nu că n-ar avea susținere la Uniunea Europeană sau de la așa de s-ar da, sunt mai ales bani alocați pentru așa ceva, dar nu se investesc, pentru că cultura e ceva de genul așa, cum e și mai departe, vedeți cine e la Ministrul Culturii și așa mai departe, deci nici măcar e așa în plus că există ministerul respectiv, dar
Doar cu numele. Doar cu numele. E și un avantaj e că, pentru mine cel puțin, din punctul meu de vedere, eu am un somn mult mai sănătos aici. Da. Mă odihnesc mult mai bine și am mai fi încă unul cel al animalelor de companie. La bloc e mult mai greu să-ți iei animale de companie. Bine, la noi sunt și o diversitate mult mai mare de animale de companie. Pentru noi toate sunt animale de companie aici. Nu prea le folosesc, nu prea poți să le privești altfel. Păi la fel ca și la arbori, cum am spus, că există relația asta, să-i spun așa, o relație între om și natură, da. Partea și regnul ăsta vegetal, la fel există relația asta între om și animale, pentru că ele la fel au acolo un suflet și ne facem un anumit schimb de sentimente între ele, chiar dacă nu ne dăm seama. Și când vezi o pisică, un cățel, te duce, îl mai alință, îl mai mângâi, mai asta. Da, și o găină. Și da, chiar și găina, chiar dacă îi crești într-adevăr spre, le exploatezi, să spunem așa, crești pentru hrană, trebuie să le acordăm respectul cuvenit, chiar o doză mai mare de respect. Pentru că ele se sacrifică cumva nevoit pentru hrana noastră și noi chiar și când sacrificăm un animal pentru hrană, încercăm să o facem cu tot respectul cuvenit. Na, deci contează foarte mult, când mai ales când dacă ești nervos sau ai o anumită decădere sau ceva, poți merge la o pisică sau la un cățel sau la un capre sau eu știu și na, stai acolo în gândurile tale și parcă te simți altfel, pentru că animalele în primul rând știu să asculte, e o chestie așa, da, adică nu spun nimic. Și contează mult, pentru că reușești să intri în introspecția aia și să te cunoști mai bine pe tine însuți. Mă rog, mult e discutat, filozofie și asta, poate unii nici măcar nu cred în așa ceva și consideră animalele doar animale, dar când stai cu ele o să-ți dai seama că e total altfel și mai mult decât probabil atât. Că unii o să găsească puțin dreptate sau adevăr în ceea ce spunem noi aici. Da. Bun, ca și dezavantaj am scris că aici nu sunt spații comerciale, gen frizerie, magazin, farmacie. Da. Nu prea sunt mai deloc, adică. Da, de exemplu, cum a spus Magda despre frizerie sau asta, chiar e enervant de multe ori, pentru că trebuie să te duci la oraș, să pierzi mai mult timp pe drum decât te-ai tunde, că doar durează 10 minute la mine să mă tun sau nu știu și pierd un sfert de oră pe drum. Ceea ce, este destul de deranjant. Dar asta la fel, ține de localitate și localitate. E posibil ca unele localități să fie mai dezvoltate și altele să nu aibă. Ideile mele până acum. Acum dacă Dragoș are ceva de adăugat... Da, așa cum v-am spus, noi nu am vorbit înainte și am vrut să fie o discuție așa exact ca între străini, ceea ce zic eu că e mult mai productivă. Da. Eu cred că acolo trebuia să mai spui ceva despre copii. Am văzut că ai spus despre educație, despre asta e ok, dar în același timp trebuia să spui și de avantajul creșterii unui copil la țară. Da, noi abia suntem începători, de asta nu m-am... Da, început deocamdată, n-am experiență. Da, nu putem, avem doar un an și 8 luni cât are Anael de când avem experiența asta creșterii unui copil la țară. Dar vă pot spune că se vede și în activitatea lui că totul decurge un pic mai natural și aici, în primul rând, pentru că poate să iasă afară când vrea, ceea ce este foarte, foarte, foarte important și ia contact cu natura încă de mic copil, adică cu ceea ce am prezentat și la capitolele anterioare despre copaci, despre arbori, despre animale. Știe că porcul nu e roz, așa cum îl vedem noi în desene animate, că puiul nu vorbește și găina nu face mac și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri foarte importante pentru el și el reușește să le trateze să vadă realitatea cu ochii lui. Și nu numai ca la grădina zoologică sau ca în parc, fiind doar un simplu vizitator de weekend, ci trăiește cu ele, efectiv zilnic, ceea ce e un mare avantaj, pentru creșterea copiilor. Pentru dezvoltarea lui. Da, și
Apoi, un alt avantaj, din punct de vedere tehnic, așa, aș spune că ai mai mult libertate în a face activități, activitățile pe care ți le dorești. Nu știu, la oraș deranjezi vecinul dacă dai o gaură cu bol mașina, deranjezi celălalt vecin dacă... Deranjezi celălalt vecin dacă vrei să tai cu flexul, eu știu, deci dacă ești bărbat și vrei să ai un hobby, vrei să faci un atelier, vrei să faci o reparație sau să faci pur și simplu ce îți place. Cam asta am avut noi de spus despre avantajele și dezavantajele traiului la țară. Sperăm că v-am ajutat și v-am ajutat în acest sens. Da, bineînțeles că sunt doar păreri personale, sunt acum fiecare crede ce vrea, poate că alții care stau la țară cred total altceva. Da, deci sunt doar păreri personale din mica noastră experiență pe care am avut-o până acum la țară și sperăm că în viitorul apropiat o să mai acumulăm alte experiențe și o să le împărtășim cu voi. Dacă v-a plăcut videoclipul nostru, ca de obicei, dați-ne un like și subscribe, că ne-ar ajuta. Și da, Până data viitoare, să ne vedem sănătoși! Ne vedem cu bine! La revedere! La revedere!